Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiență în direct. Așa cum v-am promis în cădere, astăzi avem o ediție specială cu ocazia zilei orașului Satu Mare. Chiar în aceste momente au urcat pe scenă oficialitățile și se deschide oficial acest eveniment. Vreau să le predau legătura colegilor mei care se află în piața 25 octombrie. Vă mulțumesc vouă, sătmărinilor, că în ultimul an ne-ați fost alături în pașii pe care i-am făcut împreună pentru reînsuflețirea orașului nostru. Împreună ne confruntăm zilnic cu numeroase provocări, cu greutăți, dar tot împreună vom duce treaba la bun sfârșit. Să facem în așa fel încât dezvoltarea economică să continue pentru cei care locuiesc în municipiul Satu Mare. Vrem ca tinerii noștri să rămână în Satu Mare, iar cei plecați să se întoarcă, să-și formeze familie aici și nu în altă parte. Trebuie să menținem o pace socială în Satu Mare, indiferent de etnie și confesiune, în așa fel încât fiecare sătmărean să se simtă aici, acasă. Această zi este ziua voastră, aceasta este sărbătoarea voastră. Satu Mare este orașul nostru. Declar deschisă a 21-a ediție a Zilelor Orașului, vă doresc distracție plăcută. Hölgyeim és uraim, tisztelt szakmáriak, kedves vendégek, Isten hozta Önöket! A szatmárnémeti városnapok megnyitóján először állhattuk Önök előtt szatmárnémeti polgármestereként. Már az első napokban egyértelmű volt számunkra, hogy változtatni kell nem csak a város arculatán, hanem a szatmárnémeti rendezvények minőségén és arculatán, hangulatán. Azt szeretnék, ha a városnapoknak olyan hangulata lenne, mint amilyen az első években volt több mint 20 évvel ezelőtt. Ünnepelni jó, de egy ünnep akkor igazi, ha meg tudjuk osztani az ünneplés pillanatait barátainkkal is. Ezért vannak itt most testvérvárosaink képviselői, a Sezsóvi Lengyelországból, a Kárpátaljai Ungvár, Nyíregyháza városa és Beregszászi barátai. Úgy vélem, hogy mi szatmáriak egy nagy család vagyunk, hiszen egy olyan város vagyunk, amelynek lakói egy összetartó közösség részei. Polgármesterként ezúton is köszönöm a segítséget, amelyet ti, szatmáriak adtatok nekünk, azért, hogy megvalósítsuk mindannyiunk közös célját, egy modern európai város megteremtését. Egy olyan városét, ahova szívesen térnek vissza a fiatalok, ahol megtalálja a helyét a középkorú, és nyugodtan élnek benne az idősök is. Egy olyan városét, ahol békében és egyetértésben él egymás mellett román, magyar, sváb és roma egyaránt. A következő három nap azonban nem a munkáról, hanem az ünneplésről szól. Megpróbáltunk megtenni mindent, hogy mindenki számára megfelelő szórakozást biztosítsunk, és remélem ez sikerült is. Köszönöm, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó szórakozást kívánok! Mulțumim foarte mult, domnule primar! Mulțumim așadar pentru faptul că sunteți alături de noi în această sărbătoare. Sigur, acum partea oficială s-a încheiat. Nu știu cum e revine sarcina să le spun oficialităților că ne-au rămas bun în acest moment. Uite că mi-am asumat eu acest lucru. Am rămas dator aici cu Bartoșca, te rog, Tomaș Ferenc Altfater, da? Așa, așa, bun. Și acum să revenim la... Stai să... Eu trag cu coada ochiului să vedem când se termină cu toată faza asta super oficială și tot ceea ce de fapt ține de protocolul de început, dar bineînțeles, datorită acestor oameni, noi astăzi putem să ne întâlnim aici în acest context, putem să fim împreună, am reușit să adunăm banii necesari pentru acest eveniment și toți au contribuit la acest lucru. Bineînțeles că avem și câțiva sponsori aici la îndemână, e o listă cu... numărul 86 de sponsori pe care o să vă citesc imediat. Așezați-vă pe mod, stați liniștiți că nu sunt atâția. Am mulțumit. E vorba de... În platoul Informația TV nu avem invitați
Avem, de fapt, invitați foarte speciali. Vreau să zic că nu puteam să avem invitați mai buni de atât și anume îl vedeți deja pe domnul Iuliu Ileș, care a condus destinele sătmărenilor în perioada 2004-2012, dar și pe domnul Horia Andreco, care a fost primul ce a început acest șir de evenimente, a ajuns la 21-a ediție Zile Orașului Satu Mare și care a fost primarul nostru din perioada 1996 până în 2004. Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumim frumos pentru invitație. Am auzit discursul domnului primar și vreau să încep de aici și să ne spuneți dacă mereu, din experiența dumneavoastră, discursurile pe care le-ați rostit pe scenă au ajuns exact așa cum v-ați gândit la sufletul sătmărenilor. L-am auzit pe domnul primar acum vorbind despre tineri, vorbind despre unitatea sătmărenilor, despre dorința de a aduce pe tinerii care sunt plecați în alte orașe înapoi în satul mare și așa mai departe. La dumneavoastră, ce spuneți? Domnul Ileș. Sigur, e un discurs bun în care dai anumite mesaje, ai o intenție, ai o, să nu zic program, dar dai niște semnale populației, locuitorilor. Este un moment deosebit, ziua orașului, sigur că oarecum cere un astfel de discurs. Numai, pe de altă parte, să fim sinceri, ce se spune acolo la scenă nu este neapărat documentul cel mai mult vehiculat sau auzit sau interpretat de populație, de presă, de media. Însă este un moment oficial necesar în care acest discurs de asemenea este necesar. Mai mult de atât, eu n-aș putea spune, pentru că au fost și discursuri mai largi, au fost și discursuri foarte scurte și în perioada mea. Ideea era ca să lansez momentul sărbătoarea orașului cât mai bine, adică să creez atmosfera de sărbătoare și nu neapărat comunicarea sau conținutul discursului este important în acest moment. Domnule Andreu, pe noastră vreau să vă întreb altceva. Dacă domnul Ileș spune că discursul de început poate nu contează atât de mult, imaginea administrației, imaginea primarului implicit poate fi într-un fel sau altul afectată de modul în care se organizează, de exemplu, un astfel de eveniment. Categoric, niciodată n-ar uita probabil nimeni o organizare proastă a unui astfel de eveniment atât de important pentru o întreagă comunitate. Bineînțeles. Nu vorbim despre cazul acesta. Sigur, e un moment când oamenii te judecă și e cel mai ușor să te judece, pentru că practic nu au nevoie de informații, au contact direct cu evenimentul, nu? Din toate punctele de vedere, și dacă evenimentul e prost organizat sau nu e pe placul consumatorilor, în ghilimele, adică al cetățenilor, te taxează imediat. Deci e un moment de mare delicatețe din punct de vedere al contactului dintre primar și cetățean, pentru că probabil e singurul prilej când primarul are ocazia să se adreseze atâtor cetățeni și să aibă contact direct cu un număr așa de mare de cetățeni. În activitatea cotidiană, primarul se întâlnește cu un număr limitat de cetățeni, mai mulți, mai puțini, funcție de programul zilnic. La un astfel de eveniment, mi-aduc aminte că noi, de obicei, cu oficialitățile, cu invitații, cu toți, făceam un tur al orașului. Deci treceam pe întreg traseul unde era organizat evenimentul și asta nu era puțin lucru, pentru că era de la piața 25 octombrie până la Muzeul Județean, până la Lupoaică, dus întors, și aveai ocazia chiar să dai, să te întâlnești face-to-face cu mii, zeci de mii de cetățeni. Era chiar un moment inedit, care pe undeva era și o constrângere de inimă, dar niciodată n-am avut incidente sau reacții negative sau, mă rog, probleme de genul ăsta. Semn că lumea la acea vreme era, mă rog, mulțumită de cum evoluau lucrurile, raportat, sigur că omul se raportează totdeauna la trecut, la ceea ce a fost cu un an înainte sau cu doi și așa mai departe. Da, vedem că pe scenă au fost și cei de la Consiliul Județean, au fost parlamentari, dar au fost și reprezentanți sau chiar primarii orașelor înfrățite cu municipiul Satu Mare. Este o tradiție, dacă am putea spune, pe care actuala conducere a reluat-o și, dacă știu foarte bine minte, domnule Andreco, chiar și la prima ediție au venit primarii orașelor înfrățite și chiar un secretar 2 al ambasadei SUA a fost aici la Satu Mare. E important
să vină aceste persoane la noi cu ocazia acestor evenimente. Deci acum 14 mai era ziua orașului la acea vreme, deci era ziua orașului, nu zilele orașului și era o dată fixă. Motivele poate le vom discuta mai târziu. 14 mai știm că a fost un moment de răscruce în trecutul recent al orașului nostru, inundațiile din 1970, pe lângă foarte mult rău care ni l-au adus și victime, din păcate, au dus la un moment în care orașul a început să renască, în care oamenii au început să redescopere valori și a fost un moment de solidaritate maximă. Solidaritate care s-a lăsat cu urmări și în exterior. Primele orașe înfrățite, vorba de Zutphen din Olanda și Wolfenbüttel din Germania, au fost orașe care au livrat ajutoare orașului Satu Mare la acea vreme, în 1970, deci legat de 14 mai, de evenimentele triste de atunci. Și în urma contactelor pe care primarul de la acea vreme, domnul Gâta, dacă bine mi-aduc aminte, în urma contactelor pe care le-a avut dânsul cu oficialii de acolo, s-a convenit să se încheie aceste protocoale de înfrățire, care au fost printre primele din țară. Deci protocoalele de înfrățire... Nu primele din țară, au fost primele din țară, pentru că au fost cu aprobarea lui Ceaușescu și asta se dădea în condiții oarecum deosebite și a fost și perioada de oarecare deschidere a lui Ceaușescu, pentru că la 2-3 ani după aceea nu s-a mai făcut astfel de înfrățiri din România. Dar a fost prima, cea cu Zutphen a fost prima între o țară din Est și Vestul Europei, din blocul comunist și Vestul Europei. A fost prima înfrățire cu Zutphen, a doua cu Wolfenbüttel. Deci Satu Mare are primele două înfrățiri între Estul și Vestul României. Și celelalte țări socialiste au pornit mult mai târziu, prin anii 70, sfârșitul anilor 70, dar mai degrabă, în anii 80, au început să aibă relații de înfrățire. Deci a fost o premieră deosebită. Un moment, să-mi termin ideea. Deci în contextul ăsta, 14 mai avea o semnificație deosebită și pentru cei din cele două orașe înfrățite, mai ales cei din Wolfenbüttel erau primarul în funcție la acea vreme, era, dacă bine mi-aduc aminte, unul dintre cei care a livrat ajutoare. Deci oamenii au venit cu sufletul deschis, cu mare plăcere, și primărița din Zutphen și primarul din Wolfenbüttel cu delegații numeroase de oameni foarte interesați. De altfel, în fiecare an au fost la nivel de primar, viceprimari reprezentate cele orașele înfrățite și mai mult de atâta au și participat la evenimente. Au venit cu artiști plastici, cu diverse trupe, cu formație rock, au exact. Formație de jazz, au venit da. De două deci, ori. Deci au participat efectiv la organizarea zilelor orașului. Da, vedem că și spuneam că... Eu spuneam și venit doar o idee, spuneați că se reia tradiția. Da, este o tradiție, cum spunea domnul primar. Totuși, de ce trebuie reluată această tradiție? Pentru că ea s-a întrerupt și a fost un păcat imens care s-a întâmplat în mandatul trecut, că brusc s-au întrerupt aceste relații de înfrățire cu orașele, cele două orașe, cu toate de fapt, dar cu cele două orașe vechi, Wolfenbüttel și Zutphen, s-au întrerupt nepermis, într-un mod nepermis, cu din vina autorităților noastre și, într-adevăr, acum se reia această tradiție și e foarte bine că se reia. Și da, sperăm că se va continua. Legat așa de ceea ce spuneți, chiar domnul primar, la ultima conferință de presă susținută luni, zicea că a primit o scrisoare de la orașul înfrățit din Germania din Olanda. Sau din Olanda, în care ei în două rânduri, putea spune așa, au descris relația actuală sau cea pe care au avut-o cu vechea conducere, fiind foarte mâhniți, supărați într-un fel sau altul. În mandatul dumneavoastră, domnule Ileș, cum au evoluat acestea? Și tot în mandatele dumneavoastră, și aici poate intervine și domnul Andercu, ați consolidat relații și cu alte orașe de peste graniță. Și vreau să vă spun că aceste două relații vechi cu orașul Wolfenbüttel și Zutphen, ele au evoluat foarte bine. Și un lucru extraordinar de bun ce s-a întâmplat a fost că ele au, să zic așa, au scăpat de sub controlul nostru al autorității, adică atâtea legături s-au făcut între școli, între instituții, între cercuri, ONG-uri și altele,
încât de multe ori se făceau vizite, erau legături, corespondență, întâlniri și altele, ajutoare și programe comune, în care noi eram doar înștiințați sau aflam și noi și ne bucuram de treaba asta, pentru că așa funcționează de fapt, atunci are valoare într-adevăr o relație de înfrățire între oameni. Se întâmplau lucruri chiar și fără cunoștințe. Se mai vizitează o dată de două ori, la doi ani, la trei ani, o dată pe an, sau își trimit niște felicitări la sfârșit de an. Nu asta este esența înfrățirii. Esența înfrățirii este să aduci locuitorii celor două comunități în contact și să tinerii mai ales și mai departe. Și acest lucru s-a întâmplat cu Wolfenbüttel și Zutphen și s-a dezvoltat extraordinar de bine până când s-a cam întrerupt dus, din păcate. Mai apoi, noi ne-am ideea și politica de înfrățire mai departe a fost una, zic eu, foarte fericită, spre deosebire, și asta am accentuat, când mă duceam la Cluj și vedeam 15-16 orașe înfrățite pe panou la intrarea în orașului, din America de Sud, China, Indonezia, Statele Unite și mai știu eu cine, Africa de Sud, ziceam, domnule, astfel de înfrățiri n-au niciun sens. Nu este o colecție de timbre, deci nu se poate. Noi am avut o politică de a încheia relații de înfrățire cu orașele din regiunea noastră, cât mai apropiate, cu care putem încerca o colaborare regională, care nu s-a întâmplat chiar așa cum ne-am închipuit noi odată, dar în orice caz a fost o relație mult mai directă, mult mai ușoară, fiind mult mai apropiați și în probleme, dar și în distanțe. Și așa în 2002 s-a încheiat, sau în 2000, cu Nirethazo, mai apoi am continuat cu Zutphen, cu Rejovul din Polonia. Asta a pornit la inițiativa unor profesori de la Liceul Eminescu, deci a pornit dintr-o relație existentă deja pe linie sportivă. Și cu orașul Beregovo din Ucraina. Și aici noi ne-am oprit, pentru că mai urma să purtăm discuții cu Coșițe din Slovacia, dar au fost relații de prietenie, am semnat protocoale de colaborare și altele. Dar nu s-a ajuns până la înfrățire. De asemenea cu Ujgorod, cu care de asemenea s-a semnat un protocol de colaborare, dar nu s-a ajuns la înfrățire. Da, spuneați că este foarte important ca în aceste relații să aibă contact cetățenii dintr-o parte cu cetățenii din cealaltă, să se cunoască. O ocazie foarte bună a noastră, a sădmărenilor acum, sunt acele standuri care am înțeles că s-au montat și fiecare oraș înfrățit care a venit va avea locul lui, unde își va prezenta, nu știu, ceva specific lor. Așa să știm și noi sădmărenii ce este bun, nu știu, ne referim la mâncare, la alte meșteșuguri de ale lor. E o oportunitate și aici. E un nou început, sigur. E foarte important că se încearcă reluarea acestei tradiții de a avea contacte directe între oameni. Încercam acum, în timp ce vorbeați cu domnul Ileș, să-mi aduc aminte, zilele trecute, nu știu, sau poate chiar azi dimineață, vorbind cu un domn profesor de la Eminescu, îmi spunea că au reînnoit cei de la Liceul Eminescu protocolul de înfrățire și colaborare cu Groseșule din Wolfenbüttel, o relație care durează de peste 20 de ani, cam din acea perioadă când eram eu primar și domnul Ileș viceprimar, și acum au semnat de curând un protocol pe încă 10 ani. Mă bucur că există încă astfel de contacte între instituții, pentru că, așa cum spunea domnul Ileș, la acea vreme erau foarte multe. Mi-aduc aminte că exista la Wolfenbüttel un comitet pentru statul mare, unde erau voluntari care activau, și care asta făceau, încercau să promoveze proiecte în fața Consiliului Local de acolo pentru finanțare, pentru a crea contacte între oameni. Era o relație pe linie de pompieri, pe linie de penitenciare, pe linie culturală. Tribunal, judecătorii s-au întâlnit. Deci, este mult mai avansate oricum decât sunt în prezent. Deci, e un regres foarte mare aici. S-a înregistrat un regres foarte mare și este foarte păcat, pentru că știm foarte bine că nu se pot, până la urmă, fără bani nu se pot face nimic, și dacă șefii administrațiilor de acolo nu mai vor sau simt că nu este atractiv acest parteneriat, s-ar putea să nu mai finanțeze și atunci să moară relația. Da, este important oricum, și cred că sunteți și dumneavoastră de aceeași părere, să nu ne mai uităm în spate, să privim înainte, spre viitor, și să gândim optimist că tot ceea ce a fost înainte se va reconsolida și vom fi pe un drum bun. Și dacă tot ziceați, domnule Andrăcu, de începuturi,
Mi-ar plăcea așa puțin să ne întoarcem la începuturile și la primele ediții ale Zilei Orașului Satul Mare. Poate sunt telespectatori care nu știu, însă municipiul Satul Mare, orașul Satul Mare a fost primul oraș din România care a avut un astfel de eveniment. Greșesc? Așa este, a fost primul oraș din România. S-a născut în 97. Ideea și atunci s-a și organizat prima zi a orașului. Mi-aduc aminte, după ce s-a hotărât în ședință de Consiliu, undeva prin destul de târziu, în 2000, atunci în 97 s-a hotărât, undeva prin februarie, ceva de genul ăsta, va fi în data de 14 mai, pica în cursul săptămânii, într-o zi de miercuri sau joi, dacă bine mi-aduc aminte, și ne-am asumat riscul să organizăm evenimentul la modul ăsta, o singură zi, ziua de 14 mai. Evenimentele au început undeva pe la prânz, pe la ora 12:01, cam așa ceva, după ce s-a făcut deschiderea oficială, care a fost una în prezența, spun, invitaților de afară. Și am și spus, chiar din, de la ambasada SUA a fost aici prezent un secretar. Da, omul a fost foarte impresionat de majoretele care le aveam noi. Prima echipă de majorete. Da, prima, și atunci a făcut apariția. Să știi că a fost și avut și cele mai frumoase costume. Și costume chiar deosebite. Și sigur, aveam o fanfară militară la vremea aia în Satul Mare, nici aceea, din păcate, nu mai există. Și momentul de deschidere era marcat de sosirea fanfarei și a majoretelor, care își făceau programul. Deci era un mic show al majoretelor, după care se făcea deschiderea și se retrăgeau majoretele cu fanfara și începea spectacolul pe scenă. Spectacolele au durat undeva până pe la miezul nopții, după miezul nopții, până pe la ora 2, ceva de genul ăsta, și până dimineață țin minte că a fost un DJ și o discotecă în aer liber, la scenă acolo. Minte că am stat cu domnul Ileș. Deci nu a fost ceva foarte pompos cum este acum. Ați început-o altfel și din câte mi-am amintesc... Nu aveam niciun model. Era ceva nou. Ce ne-a trecut nou prin cap la acea vreme. Îmi amintesc foarte bine că într-un dialog pe care l-am avut cu dumneavoastră anul trecut, cam în aceeași perioadă, spuneați că inițial la baza acestui eveniment a fost promovarea patriotismului local. Absolut. Deci de-aia am și dorit să fie o dată certă pentru a marca într-un fel, așa cum fiecare individ își are ziua lui de naștere și cu mândrie și își sărbătorește, să întipărim în mintea cetățenilor o dată care reprezintă un simbol într-un fel sau altul pentru ei. S-a dorit ca acest moment, acea dată, să fie un moment de vârf, adică un moment în care orașul să arate tot ce are mai bun. Adică în acel moment urma să se întâmple și așa s-a și întâmplat. Toate instituțiile de artă aveau spectacole, muzeele, toată lumea participa într-un fel la acest eveniment și fiecare până la urmă era momentul de vârf al lui, al activității dintr-un an întreg. Așa s-a pornit. Comercianții, ceea ce ulterior s-a întâmplat, că mă rog, unii au zis că a devenit un iar maroc, a apărut pe parcurs, s-au lipit de eveniment, nu erau invitați. Deci mi-aduc aminte, dacă ți-aduci aminte, Iusin, la prima ediție, la ora 4 nu mai era nimic de băut în piață. Deci era... S-au epuizat rezervele. Tot. Comercianții alergau la îngrosiști exact. Pe aici, pe acolo și nu mai găseau carne de mici. Deci alte... nu mai era nimic să epuizase. Nu s-a așteptat nimeni la cea participare. Exact. Participarea a fost una... Și ce ați făcut dacă ne-ați găsit? Cum, deci cum ați scos lumea a înțeles că, într-un fel... comerciații au fost depășiți de eveniment pentru că nu s-au așteptat ca evenimentul să aibă așa o priză. Sigur, tot rău și un bine, băutură mai puțină, incidente puține, de altfel mi-aduc aminte că în cursul anilor incidente chiar nu au fost, deci, au fost foarte puține. Vreau să spun că, contrar multor păreri și tot felul de ce se mai spune despre Satul Mare. Și nu noi am spus, au spus-o oaspeții noștri din orașele înfrățite.
Au spus-o specialiști, de exemplu, jandarmeria din Cluj avea o trupă specială pentru concerte. Și ei veneau de la Cluj ca să asigure ordinea la concertele, erau specializați pe astfel de acțiuni. Au spus-o ei, au spus-o alții care au venit din alte orașe. Deci faptul că s-au adunat zeci de mii de oameni la concert, că au fost zeci de mii de oameni toată ziua, toată seara, până noaptea târziu, și-au băut, au mâncat și-au băut și așa mai departe. Și nu s-au întâmplat niciodată evenimente, bătăi. 3, 4, 5 băieți mai au fost trași la o parte că erau puțin băuți. Dar mai mult de atâta, la zeci de mii de oameni, toată ziua, toată noaptea pe stradă, așa ceva în niciun oraș nu s-a mai întâmplat. Și asta au confirmat-o mulți alții. Deci noi am fost foarte bucuroși de acest lucru. Chiar mai mult, am fost foarte mândri, și mândri la acea vreme. Chiar ne întrebau și încă o dată primarul din Germania sau alți oameni care veneau din Occident, din orașe civilizate și ziceau când se uitau peste puhoiul de oameni care erau tineri, care erau la concert, câți polițiști aveți aici între ei sau pe stradă? Și noi nu știam. Ziceam, păi poliția are câțiva, sigur că da, dar sunt și civili între ei ca să... Nu credem, nu știm, dar credem că nu sunt. Și ei erau foarte mirați. Cum se poate? Păi aveți curajul să lăsați lucrurile să meargă așa? Da. Pentru că nu s-a întâmplat niciodată nimic. Acum deci, știm prea bine că sătmărenii sunt civilizați. Nu au fost prea multe evenimente neplăcute, cred că era nicio ediție a zilei orașului. Nu s-a trecut odată măsura. Odată a fost un accident care s-a soldat cu decesul unui copil. Nu a fost vina noastră a organizatorilor, a fost vina celor care au instalat un element de joacă de asta care s-a rupt. A fost cel mai neplăcut moment din istoria moment tragic. Da. S-a întâmplat. Acum, sigur, accidente, din păcate, în orice împrejurare se pot întâmpla, ele nu pot fi evitate. S-a întâmplat acest lucru, a fost vina acelei firme. Și a mai fost un incident, parcă cu scena, la un moment dat, când peste voltaj sau cei de la voltaj. Din cauza furtunii, de fapt, s-a întâmplat. Dar să trecem. Da, era ultima piesă care o cântau Albinuța, nu o să uite. Și am mai avut o deci problemă, chiar ultima piesă. O problemă mare prin 2008-2009, când, efectiv, din cauza supra-solicitării, transformatorul din centru vechi, din Piața Libertății, a cedat. Și vreo 3-4 ore n-am mai avut curent în zonă. Da, vă opresc puțin pentru că colega mea, Adriana Mureșan, se află cu domnul Gheorghe Butco, organizator a Zilei Orașului, în piața 25 octombrie. Să-i ascultăm. Sergiu, bună seara invitaților tăi, bună seara stimați telespectatori. Oficial a început cea de-a 21-a ediție a Zilelor Orașului Satu Mare, o ediție care se anunță a fi spectaculoasă, o ediție la care vor participa foarte, foarte mulți sătmăreni care, desigur, doresc să vadă trupele și artiștii de legendă care vor fi în acest an pe scena Zilei Orașului Satu Mare. Alături de mine l-am pe unul dintre organizatorii principali, Butca Gheorghe. Bine ai venit! Vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi în piața 25 octombrie și telespectatorilor, mulțumim că sunteți cu noi! Te rog să ne spui cum ați început ediția din acest an a Zilei Orașului Satu Mare? Am început deja în ianuarie pentru a stabili principalii artiști și pentru a vedea cum am putea să îmbunătățim în acest an festivalul. Dorim ca pe termen mediu, în următorii ani, această festivitate să devină același festivitate cu care am început când în anii 2000 era una dintre cele mai titrate evenimente din regiune. Și dorim să aducem acel spirit să fie o sărbătoare a sătmărenilor. Cum au început domnul primar Hore Ander cu domnul primar Iuliu și acum continuăm. Dorim să ridicăm nivelul evenimentului atât pe plan artistic cât și pe plan de confort de eveniment. Cei doi foști primari amintiți de tine sunt în platoul Informația TV alături de Sergiu. Profit de ocazie și îi salut și din partea ta. Te rog să ne spui cum ai reușit să aduci la Satu Mare artiști de renume precum Dr. Alban și Sounds of Bonham. Noi am creat acest profil de eveniment pentru a fi pe placul tuturor sătmărenilor, a tinerilor, a familiștilor și bineînțeles și a generației mai în vârstă. Cred că acești doi artiști internaționali care sunt pe scenele foarte importante ale muzicii internaționale, ei sunt acum de 20 de ani, am văzut pe casetă, am ascultat pe Dr. Alban și sau mai în trecut pe Boney M și acum sunt acum live în Satu Mare.
Eu mulțumesc tuturor celor care ne ajută în organizarea acestui eveniment. Sătmărenii sunt mai, se comportă foarte civilizat. Avem foarte mulți oaspeți, delegațiile de la orașe înfrățite care au spus că este la un nivel ridicat. Desigur că îi avem pe cei doi artiști de partea seniorilor și de ce nu și a tineretului și avem și nume românești, nume de top care sunt aici să încânte noua generație. Horea Brenciu Band este pentru ziua de mâine, va fi capul de afiș, este Voltaj, ca în fiecare an, este îndrăgit de sătmăreni, este Andra, vine pe scenă duminica, Lora, în seara asta, Trei Sudes cântă pentru sătmăreni, deci este, cum văd, cum vor vedea toți sătmărenii, un spectacol deosebit, tehnica de scenă, lumini și o să vadă multe surprize, încercăm și cu primăria municipiului Satu Mare, Centrul Cultural Geme Zanfirescu, dăm toată silința să fie un eveniment de calitate. Apropo de organizare, eu personal am observat unele modificări, în bine aș spune eu, pasajul Corneliu Copos este mult mai aerisit, la fel și piața 25 octombrie, tarabele sunt băgate mult mai interior și astfel culoarele pentru circulație sunt mai largi. Așa este, am avut foarte multe cereri numai pentru Kürtő Škola, ce am avut 36, din care am acceptat doar 12 și ponderea comercianților sătmăreni este mai mare. Noi împreună cu domnul primar Kereskényi așa am convenit ca să fie mai mult pentru valorificarea tradițiilor noastre, pentru valorificarea oamenilor sătmăreni și să fie o sărbătoare a sătmărenilor. Îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Distracție plăcută vă doresc! Mulțumim foarte mult, Sergiu! Îți dau legătura nu înainte de a-ți spune că vom reveni alături de tine și cu alți invitați. Colega noastră Adriana Mureșan, la ea ne vom întoarce în câteva clipe, vom vedea cu ce alți invitați de acolo, cu alți organizatori, artiști, ne va încânta. Am auzit că domnul Butco a vorbit puțin despre cei care vor urca pe scenă în acest an, despre organizare. Probabil ați văzut și dumneavoastră, ați citit în mass media și-a propus noua conducere să organizeze altfel puțin anul acesta, motivând că, din păcate, fostele conduceri, să spunem așa, au transformat într-un bâlci, într-un chici acest eveniment. Ați dat totul prin centru, ați văzut, pare altfel sau nu e așa? Păi, există un element care nu poate fi schimbat, și anume, și pentru că e nevoie. Poate unora nu le place, poate altora, și care nu este neapărat partea culturală sau de calitate, dar care este obligatorie. Și anume, oamenii trebuie să iasă. Oamenilor le place să iasă în oraș, să bea o bere, să mănânce ceva. Este un moment în care aceste lucruri se acumulează și tot publicul iese. Dacă n-ar fi interesant și n-ar fi valoros pentru ei acest gen de activități, acest gen de destindere, să zic, nu distracție neapărat, dar atunci n-ar fi lume de ziua orașului în oraș. Ori este multă lume. Acest lucru trebuie organizat. Încă o dată, chiar și în contradicție cu mulți carți care spuneau că ce ne trebuie atâta fum, atâta mici, atâta nu știu ce. Pe de altă parte, sigur, modul în care organizezi acest lucru este important. Și noi, într-adevăr, la un moment dat, cum spunea și domnul primar, s-au agățat foarte mult. Pentru că sunt acea categorie de comercianți care trăiesc din aceste evenimente organizate peste tot, care nu fac deosebirea între un oraș civilizat și un municipiu și între un bâlci de la țară. Că revin cu aceleași instalații, cu aceeași marfă, și vin și te cuceresc cu... Ei, cu ăștia trebuie să ducem luptă permanentă. A fost greu, dar în final am reușit să-i curățăm. Din păcate au revenit nu de mult, pentru că nu s-a mai urmărit acest aspect, că s-a zis că da, domnule, dar încasăm de la ei niște bani. Păi, probabil că încasăm niște bani, dar banii oricum nu ajung pentru tot ce trebuie cheltuit pentru ca să faci curat după ei și altele și altele. Deci nu este o afacere treaba asta, ci mult mai mult contează aspectul civilizat. Din acest punct de vedere, acum, din ce am văzut, puținul pe care l-am văzut, mi se pare că standurile și dotările și tot ceea ce este instalat în oraș este mai arătos. Și au fost eliminați în sfârșit, din nou, după 4 ani, au fost eliminați acei comercianți care
veneau cu mașini, cu standuri ruginite, cu mizerie, cu casa, cu căminul, cu purcelul, cu copiii în mașină lângă stand și domneau în centrul orașului, din tot felul de județe, din sud de acolo, și care, desigur, erau de departe de calitatea pe care noi ne-o dorim și o putem accepta la o astfel de manifestare. Da, categoric, am văzut și eu, am dat o tură prin centrul orașului înainte să intru în platou, am zis că trebuie neapărat să văd dacă este așa cum au promis, și anume pasajul Coposul este mai elisit, Piața Libertății de asemenea. Este de lăudat faptul că și probabil șoferii se bucură că n-au închis toate arterele, ci doar Piața Libertății și atât. În rest, putând să se circule cu mașina. Avem un târg al meșteșugarilor, ceea ce n-am avut până acum în groapa de evenimente. A fost în fiecare an. Muzeul a organizat... Acum, sincer să fiu, pare puțin mai comprimat, dar este în organizare Muzeului Județean de circa 10, 12, 14 ani, nu știu, de foarte de multe, în fiecare an organizează. Poate n-a fost în anii trecuți, că în anii trecuți, sincer, n-am fost la nicio ocazie, nicio manifestare din 2013 încoace. N-am fost decât că am auzit și am văzut imagini. Dar înainte fusese răi, practic la toate, aproape toate edițiile. Domnule Andercot, dumneavoastră ce spuneți? Câteodată așa când ați mers la Zile Orașului și într-adevăr parcă era, nu era ceea ce ne-am fi dorit cu toții. Așa vă durea sufletul într-un fel sau altul. Dumneavoastră fiind cel care ați inițiat. Domnul Ileș a zis un mare adevăr. Dacă nu le-ar place oamenilor, n-ar veni. Până la urmă, e economie de piață și dacă n-ar exista cumpărător pentru ceva, n-ar fi nici vânzătorul. Nu? Cam așa funcționează lucrurile și probabil că și asta este un aspect de care trebuie să ținem cont. Numai că trebuie ținut sub control fenomenul, pentru că apare întâi oferta, după aia se vede că merge un anumit tip de vânzare, care nu e pe placul tuturor, dar sigur își găsesc ceva cumpărători. Recunosc că am avut un iz amar când am văzut că în ultimii ani, așa, în general, nu pot să spun acum cu precizie, că s-a mulțit numărul celor care făceau un comerț care aducea iar Maroca târg de țară, într-adevăr, și scădea cumva nivelul calitativ al evenimentului. Faptul că se dorește a se ține sub un control strict acest aspect este un lucru absolut lăudabil. Să vedem dacă vor reuși. Nu știu, n-am trecut decât pe o bucățică din zona centrală, din Piața Libertății, și am văzut și acel târg al meșteșugarilor. Nu am coborât jos, e acolo în groapă. Ca un mic labirint l-au făcut. Da, am văzut. E interesant. Părea interesant. N-am intrat, n-am apucat să intru. Voi trece mâine sau poimâine și voi face o vizită în detaliu, să zic așa, de ca să pot să-mi dau seama, pentru că apar multe surprize și la ceas de seară. Deci când începe să se întunece, apar tot felul de comercianți de ambulanți care peste zi nu erau. Da, pe care nu au fost autorizați, sigur, să apară exact, seara ambulanți. Exact așa. Și care de multe ori mai tulbură din punct de vedere, să zic așa, al nivelului calitativ fenomenul. Eu le doresc succes edililor. Dacă doresc să schimbe ceva, e de bine, pentru că evenimentul o luase deja încet spre o direcție care nu prea ne plăcea, cel puțin celor vreau de vreau să vârf. Spun o experiență de-a mea, pentru că eu am luptat mult cu acest gen de comerț și chiar cu ideea de a nu extinde, pentru că la un moment dat s-a extins și spațial și era foarte greu de controlat. Pentru că, în paranteză, ce vedem noi pe stradă, cetățenii, ei nu știu ce înseamnă să organizeze, adică să se gândească numai tehnicienii care își dau seama ce înseamnă să asigure alimentare sigură cu energie electrică pentru zeci și zeci de standuri pe nu știu câte străzi împrăștiate. Pentru asta noi a trebuit să investim. În primul an am văzut, în al doilea an am mers cum am mers. A fost o luptă și o muncă eroică a unor electricieni care s-au dedicat acestei acțiuni. În anul 3 am avut o ploaie torențială și tremuram ca să nu se întâmple un accident pentru că pluteau cablurile în apă. Și după care noi am realizat o instalație electrică subterană în jurul Piaței Libertății, în centru vechi, în groapă, peste tot, care să asigure
energia electrică, pentru că sunt multe elemente de acestea, care și costă bani, mulți nu știu că, noi, câți bani să cheltuie. Păi o treime, mai mult de o treime din costurile organizării sunt cele de natură tehnică și consumul de energie și altele, și mai departe. Bun. Deci noi ne-am luptat foarte mult a curăța de acești comercianți și de a interzice și încet, încet, în 2-3 ani s-a reușit ca să nu mai vină atâția, pentru că și-au dat seama că nu primesc autorizații și după aia tot sunt, trebuia să-i tot hărțuiești ca să scap de ei. Și s-a reușit oarecum. Și în același timp am încercat să diluăm puțin concentrația evenimentelor de pe o singură zi sau de pe un singur weekend. A fost o încercare și nu prea a reușit. Am zis, ridicăm calitatea culturală a evenimentelor, dar ca să poți participa la mai multe evenimente, ia să facem noi câteva săptămâni bune de manifestări culturale, în care sigur să existe ziua orașului cu concert, cu foc de artificii, cu mici și bere, cum se spune, dar hai să întindem puțin evenimentele. N-a avut atâta succes. Deci, vedeți, trebuie să vezi, să te adaptezi puțin și, mă rog, obiceiul gustului publicului. Pentru da. Că asta a fost, până la urmă, varianta mai bună. Dacă la început, în primele ediții, v-ați concentrat mai mult pe a urca pe scena din piața 25 octombrie și nu numai artiști sătmăreni, după care ați adus și artiști cunoscuți pe plan național, vedem că conducerea din acest an face un salt și aduce artiști cunoscuți, am putea spune, pe plan mondial. Cine nu știe, Dr. Alban, Bonnie M, bineînțeles și ai noștri de pe lângă. Sunteți fani, într-un fel sau altul, acestor deci formații? Noi, la acea vreme, nu ne puteam atinge de Dr. Alban. Nu vorbesc de Bonnie M, care e, mă rog, e de vârsta mea. Sunt trupe care au trecut peste vârf de mult și acum probabil sunt accesibile. Oricum, la noi, la acea vreme, aduceam din țară tot ce era mai bun. Absolut tot ce era mai bun. E adevărat că chiar la început nici nu aveam concurență, evenimentele de genul ăsta nu existau, deci noi am fost chiar primii. Apoi au început să apară, dar prețurile erau rezonabile, asta vreau să spun. Nu știu, domnul Ileș a fost primul care a adus și trupe din străinătate. Pe vremea mea n-au fost decât trupe din țară. Poate să ne spună cam ce cheltuieli implica chestia asta. Da, asta ar fi un lucru interesant și, din nou, și aici, dacă ne referim la organizare, mă gândesc că trebuia totul pregătit cu foarte mult timp înainte. Pe cine vă aduceți aminte că v-ați dorit dumneavoastră, poate, ca în calitate de primar, să aduceți la Satul Mare, în fața Satului Mare? Eu n-am dorit neapărat. De fapt, un singur concert a fost foarte dorit de mine, pentru că era nu neapărat dorința mea, ci au fost foarte mulți care când s-a lansat pe undeva ideea, și n-a fost ideea mea, trebuie să o spun, dar s-a lansat ideea unui concert comun Omega cu Phoenix. Atunci a prins așa un cheac și foarte multă lume s-a agitat, domnule, păi asta ar fi extraordinar. A fost primul și probabil și singurul concert de acest gen. Și acolo ne-am implicat, într-adevăr. În rest, eu nu m-am implicat direct, pentru că între timp, și trebuie să spunem, după 1-2 ani, după primele două ediții, s-a format, slavă Domnului, în primărie o echipă și la nivelul, până la urmă, la nivelul Casei de Cultură, Gemezan Firescu. S-a format o echipă foarte bună, profesionistă chiar, care a reușit și a știut să organizeze aceste evenimente, a reușit să contacteze pe căile lor impresari, artiști și așa mai departe. N-a trebuit noi să ne gândim și să umblăm mult. Și au venit ei cu foarte multe oferte, din care trebuia să vedem, până la urmă, cum spunea domnul primar, în primul rând, aspectul financiar, pentru că asta era determinant. Dacă ai bani mulți, poți să aduci pe oricine, până la urmă. Păi, dar, câte ne spunea domnul Butcă într-o conferință de presă, chiar la început, când se pregăteau zilele orașului, Sounds of Bonnie M, care va cânta pe scena din piața 25 octombrie, duminică, de la ora 22 până la ora 23:30, a costat aproximativ 25.000 de euro. Da, da, este foarte ieftin la nivelul actualelor formații care vin din străinătate. Deci, eu am râs pentru că la vremea aceea noi discutam de 1.500 de dolari, holograful cânta pentru 1.500 de dolari. Da. Toate domeniul ăsta s-a schimbat enorm de mult, ca și în imobiliare sau în altele, deci lucrurile au evoluat în tot felul de direcții. Adică mai ales și la noi în țară, și la noi în țară, de ce? Pentru că foarte, foarte multe autorități locale
aduc formațiile la evenimente. Acum vedem evenimente de anul nou, noaptea de Revelion, da, este de Paște, de Paște, zilele orașului, comunei, orice alte evenimente. Este o cerință enormă pe piață, plătită din banii publici, care este și bine, dar poate nici nu este bine, pentru că pe bani deja tinerii nu s-ar mai duce la concert. Așteaptă toți concertele gratuite de la diferite momente și ocazii. Dar asta a crescut și valoarea, adică prețul, tariful, să zic așa, al formațiilor obligatorii. Odată cu venirea la Satu Mare acum, la 21-a ediție a celor de la Sounds of Bonnie M, sau cum spuneam, Dr. Alban, asta e un semn, cel mai important semn că a crescut calitatea evenimentului? Nu știu, adică nu cred că asta... Percepția dumneavoastră, deci, practic, ați organizat foarte multe ediții. Concertele au fost bine organizate și totdeauna au fost formații foarte bune și de înalt nivel. Deci nu cred că este o creștere a calității. Este un alt concert, o altă manifestare cu alți protagoniști. Dar dacă comparăm cu anii precedenți, vedem că în fiecare an a fost o serie de concerte foarte, foarte atractive și foarte, să zic, gustate de public. Nu de deci, toată lumea deodată. Saltul calitativ se produce atunci când, într-adevăr, publicul este foarte mulțumit. Asta vom vedea luni, deci, se pare. Vom putea evalua acest lucru în seriile care urmează și după ce se va trage linia, după ce se va închide evenimentul. Deci, nivelul de entuziasm al celor din piață este, nu știu, noi am trăit clipe extraordinare acolo, și din balcon, și de pe scenă. Mi-aduc aminte că la numărătoarea aia inversă, la focul de artificii, eram pe scenă și, domnule, era, cum să spun, te toropea efectiv atmosfera. Erau zeci de mii de capete, de oameni care vibrau cu tine și... Deci, până la urmă, asta înseamnă succesul unui eveniment. Poate să fie trupa trupelor extraordinar de bună, de renumită, de cunoscută, dacă publicul căruia ai servit-o nu este cel care să o guste și să rezoleze cu ea. Dumneavoastră de obicei făceați unele sondaje de opinie în rândul sătmărenilor pentru a vedea cine... să vină. Deci, acum, la dumneavoastră, la Andercote, era prea... Acceptăm prima de mult, ediție. Dar la Andercote, deja în anul 2004... Sondajul de opinie nu se aduce un rezultat relevant, pentru că părerile sunt împărțite. Prea împărțite. Și prea pe urmă, poate iese câștigător tocmai acea formație care este foarte scumpă sau poate nu poate veni în perioada așa. Și atunci zice, domnule, da, asta am vrut și totuși nu pe ea nimeni. Deci mai bine să nu faci. Eu vreau celor de acasă să le reamintesc că acum pe scenă se află cei de la trupa XXL Band, trupa sătmăreană XXL Band. Urmează, dragi telespectatori, dacă mergeți în piață 25 octombrie, să vedeți concertul Shift, un artist român cunoscut de mulți tineri, de la 19 până la 19:45. Urmează de la 20:15 concertul artiștilor din trupa Caramel din Ungaria. După cum ziceam, de la 21:30 concert Dr. Alban. Și bineînțeles, de la 22:45 concert 3 Sud-Est. Toată lumea știe, știu pe băieții de la 3 Sud-Est și am înțeles că aceștia vor cânta hiturile lor din anii 2000. Deci vedem că și aici, într-un fel sau altul, a încercat primăria să aducă muzica cunoscută sau pe placul sătmărenilor, nu neapărat a tinerilor între 16, eu știu, 18, 20 de ani, ci mai mult de la, zicem, 25 către... Da. Deci, fiica mea care are 15 ani, când s-a uitat și a văzut acolo Dr. Alban, Bonnie M. Da, știe și ea dacă ascultă melodia It's My Life? Auzit. Cine este? Nu, le știe, dar a fost ușor dezamăgită. Deci urmează să vedem ce public va fi și cum, ce impact va avea asupra publicului. Pentru că, încă o dată, ceea ce mi-a citit acolo, într-adevăr, sunt succese din anii 2000 sau dinainte de anii 2000. Cei care vor fi în piață sunt majoritatea mult mai tineri. Știm că cei mai mulți sunt efectiv copii. Să vedem. Da, dar și nu numai. Probabil ținta primăriei în acest an este să aducă sau să readucă în sărbătoare și persoanele care poate din anumite motive au renunțat să mai iasă.
să mai iasă să dezile orașul în centru, să mai participe la concerte. Poate unii se rezumau doar la a da o tură, se opri să mănânce un mic, să bea o bere și se duceau acasă, nu mai stăteau să vadă și programul. Așa probabil este. Au vrut să-i atragă mai mult spre scenă. Da. Le dorim succes. Acum, eu aș vrea tare mult, dacă tot am pornit cu programul și vedem și imagini de pe scenă cu cei de la XXL Band, să vă spun, dragi telespectatori, ce vom avea și sâmbătă în piața 25 octombrie. Vom avea, programul va începe la ora 16 cu deschiderea unui artist din Beregovo. Nu-i voi pronunța numele pentru că nu vreau să-l stâlcesc. Ileș Joseph. Sper, la saxofon, sper că nu am greșit. De la ora 16.30 va fi vestitul concurs Miss Zilele Orașului Satu Mare. Deja sunt sigur că foarte multe tinere domnișoare s-au înscris și de astăzi, începând, cu siguranță au emoții pentru mâine când vor urca pe scenă în fața sutelor de oameni. După aceea, de la 18 și 15 minute, vom avea concertul tenorului Norbert, pe care l-am mai auzit și la Satu Mare, este cunoscut și pe plan internațional. De la 18.45 de minute, concert DJ Project, din nou o trupă cunoscută, care a mai fost la Satu Mare. Vine concertul Horia Brenciu Band, pe Horia Brenciu îl cunoaște lumea, îl iubește foarte multă lume, de la 19.45, de la 21 și 15 minute, îmi cer scuze, concert Petre Sobo Silvia, o artistă, din câte am înțeles, foarte iubită, atât în Ungaria cât și de comunitatea maghiară de aici, din Satu Mare. Vine trupa Voltaj de la 22.45 și de la 24 Focul de Artificii. Vă spunem și duminică ce va fi, dar puțin mai încolo. Acum, programul acesta, spuneți dumneavoastră că nu ajunge poate la tineri ca și fiica dumneavoastră de 15 ani. Însă, dumneavoastră, de exemplu, domnule, ziceți că n-ați mai fost din 2013 sau n-ați mai ieșit. Când auziți cine vine, vă vine așa să ziceți, haideți că anul ăsta îi dau o șansă, ies în oraș puțin să dau. Nu, eu nu ies sau nu ies sau ies. Sau v-ați mutat la Vetiș și nu mai în funcție de cine vine să concerteze. Sunt formații și sunt muzicieni care sunt iubiți de mulți, de foarte mulți, nu de toată lumea. Deci, de aici încolo, sigur, pentru unii, dacă nu vine formația cea mai în vogă pe care ar dori o să o vadă live și nu vine astăzi la Satu Mare, s-ar putea ca toate zilele orașului să fie puse deoparte pentru că nu-i convine. Dar cine vrea să se simtă bine, cui place muzica, cine se simte bine cu prietenii, cu familia, să iasă la o bere și să asculte muzică, să se plimbe pe acolo, pentru ei nu cred că un nume sau un alt nume sau lipsa unui nume de pe lista asta este elementul esențial. Orice concert este un spectacol, este spectaculos în primul rând, pentru că astăzi scenele este experiență pentru noi. Cu tot ce se întâmplă acolo, cu sonorizarea de foarte bună calitate, care astăzi deja este ceva normal. Toate aceste spectacole sunt bune, te poți simți bine la ele, este public numeros, este atmosferă deosebită. Acum nu, chiar, eu nu fac deosebire între Volta și 3 Sudest sau Horia Brenciu, din punct de vedere al plăcerii de a-i asculta la un concert live. Deci nu asta mă îndeamnă sau mă reține de a veni la un concert sau la ziua orașului. De mergi, domnule, sau nu mergi? Asta e întrebarea. Nu o să mergeți la un mic, la o bere. Mâine dimineață de vreme plec la Timișoara, unde am întâlnire cu foștii de facultate și mă întorc abia duminică spre după masă. Dar numai bine să mergeți la concert la Boniem. Boniem chiar că nu-mi place, nu mă atrage, dar o să vin mâine, adică sâmbătă după masă și acum seara o să mai petrec puțin pe aici și duminică seara o să mai petrec de asemenea puțin aici. Nu o să prind focul de artificii, mă rog, da. Vreau să ne întoarcem puțin așa în trecut și vreau să vă întreb legat de artiști, știm prea bine și cred că ne amintim cu toții de trupa Stigma, care ei cântau imnul orașului Satu Mare. Știm, se auzea la boxe, mai ales în primele
în primele ediții. Și acum parcă când îl auzim, eu pe atunci eram copil și când îl auzeam mă bucuram foarte tare, acum mi se ridică așa pielea pe mine și zic, măi, dar e frumoasă oricum piesa asta, spune da. Ceva. Unde s-a pierdut? Păcat că s-a pierdut. Bine. Asta trebuie să-i mulțumim Mirelei Retegan. Ea a avut ideea aceasta cu imnul care a prins foarte bine și care într-adevăr era încă un element care definea, ținea de oraș, de sufletul orașului. Păcat de trupa Stigma care s-a destrămat. Care da, dar în piesa lor încă rămâne, deci ar putea poate da. Să fie acest imn recântat de altcineva, de ce nu? Sunt convins că nici băieții nu ar avea nimic împotrivă, deși unul dintre ei știu că e în Anglia, din cât, mă rog, n-are importanță, celălalt în București, dar chiar din contră, ar fi onorat să funcționeze imnul în continuare, în ghilimele, cu ghilimele de rigoare. Acum câțiva ani, parcă s-a încercat o reînviere a... Da, a fost Emanuel, unul dintre cei care cântau, exact. Au fost la Satul Mare, dar nu știu dacă a cântat da, s-a acest cântat imn. S-a cântat imnul, dar nu știu de ce s-a renunțat în continuare la se folosi imnul. Mie mi-era foarte drag și îl mai ascult o dată de două ori pe an, e pe YouTube, oricine poate să-l găsească. Da, da, da. L-am și postat și anul ăsta pe Facebook. Pentru că, efectiv, făcea parte din eveniment. Da, într-adevăr, făcea parte și poate vreau să vă întreb, pentru că eu nu știu și poate sunt care nu știu. Această melodie a venit la cerința autorității locale sau nu, băieții din patriotism local? Deci, Mirela Retegan, care era director la Radio Transilvania la acea vreme și era un colaborator de bază în organizarea evenimentului, practic ea a venit cu ideea, așa cum domnul Sasu a venit cu ideea, nu trebuie să să furăm meritul altora vis-a-vis de a face acest imn. Și împreună cu ea am discutat cu băieții să facă imnul. De la prima audiție a fost un mare succes, cel puțin, nu știu, mie mi-a plăcut. Da, într-adevăr, a fost un hit, putem zice că este o melodie de suflet a Sudmărenilor și va rămâne. Dragi spectatori, luăm câteva minuțele de publicitate, după care revenim aici cu imagini și cu discuții despre zilele orașului Satu Mare. Ne-am întors în platoul Informația TV. Alături de mine se află doi foști primari ai municipiului Satu Mare, domnul Horia Anderco și domnul Iuliu Ileș. Discutăm despre zilele orașului Satu Mare, ediția 21, dar ne reamintim, bineînțeles, și despre edițiile anterioare, mai ales despre edițiile pe care le-au organizat acești doi domni invitați în platoul nostru. Vorbeam înainte să luăm publicitate despre imnul orașului Satu Mare, dar tot așa îmi amintesc, cum ziceați dumneavoastră, domnule Anderco, că această sărbătoare a fost gândită în primă fază ca una cultural-sportivă și doar abia apoi de agrement, să zicem așa. Au fost foarte multe evenimente. La prima ediție chiar a avut loc un prim meeting aviatic sau primul meeting aviatic din istoria recentă a orașului. Chiar uitasem de chestia asta, într-adevăr. Așa cum v-am spus la început, se dorea ca într-o zi să se concentreze tot ce poate să fie interesant în orașul ăsta și ce poate fi adus interesant. Da, meeting-ul aviatic a fost un mare succes. Într-adevăr, nu mai fusese organizat un meeting aviatic de foarte multă vreme și trebuie să recunosc că cu eforturi financiare destul de reduse și cu sprijinul armatei, mă rog, am reușit să organizăm acel meeting care mi-aduc aminte că a fost cu totul peste așteptări. Deci nu ne-am putut imagina că lumea va gusta atât de tare. Era un balon cu aer cald, am înțeles, cu care oamenii puteau se plimbe deasupra orașului și nu costa foarte mult. Așa este. Deci erau niște chestii
cu care oamenii nu se mai întâlniseră. Și cei care n-au văzut un avion, la fel. Un impact extraordinar. Într-un an a fost o aeronavă care putea fi vizitată pentru cei care n-au avut ocazia. Și așa mai departe. Deci a fost și acela o chestie deosebită. Dar revenind și la aspectul de cultural, sportiv. Ții minte că prima ediție a cross-ului era cross-ul organizat de Ziua Orașului. N-am avut foarte mare încredere și când am fost invitat acolo să dau startul cu pistolul acela de start pe Bulevardul Transilvania, acolo unde, unde sunt cele două pasarele, de acolo se dădea startul, am rămas șocat când am văzut cât tineri și copii erau. Da, vă opresc un pic pentru că colega noastră Adriana Mureșan se află cu artistul Shift în piața 25 octombrie. Haideți să-i ascultăm! Bine v-am regăsit, Sergiu, alături de mine l-am pe Shift, cel care ne-a cântat tuturor că Satu Mare e un oraș mare. Shift, bine ai venit la Satu Mare sau bine ai revenit la Satu Mare? Bine v-am regăsit și da, mă bucur că mă aflu în acest sat mare. Un oraș despre care ai cântat într-o melodie foarte celebră, devenită hit. Da, urmează să cânt, cu ea o să deschid. Care a fost povestea acestui cântec și cum ați integrat orașul nostru în el? A fost doar o combinație de cuvinte sau, nu știu, va veni vă o idee? N-a fost o combinație de cuvinte, ne-am gândit cumva să facem harta țării și am trecut prin orașele mari. Să ne spui cu ce ocazie ai mai fost la Satu Mare? Am mai fost ultima oară la un bal în iarnă acum și am fost și anul trecut. Îmi place Satul Mare. Distanța e cam mare, dar satul e mare. E bine că s-a inaugurat aeroportul și puteți veni direct cu avionul. Ce ne poți spune despre concertul pe care îl vei susține în doar câteva minute? Vă pot spune să fiți cu ochii aici. Cam atât. Pe când din nou la Satu Mare? Poate este prematur să te întreb, dar Săt Mărenii te iubesc foarte mult și te apreciază și atunci întrebarea este oarecum firească. Cât mai curând. Când sunt chemat, vin cu drag. Abia aștept. Un mesaj pentru Săt Mărenii de ziua lor? Fiți mai buni, ascultați muzică mai bună, iubiți-vă mai mult și mâncați mai sănătos. Big up, Satu Mare! Mulțumesc din suflet, Sergiu, îți mulțumesc și ție și rămâneți în continuare alături de noi. Da, l-am auzit pe Shift, am auzit mesajul acestuia pentru dumneavoastră, dar Săt Mărenii. Vedeți, domnule Andreu, acesta este unul dintre artiștii recenți apăruți, putem spune, pe piața muzicală din România, pe care cu siguranță fiica dumneavoastră cred că îl știe. Cu certitudine. Cu siguranță îl ascultă. Deci, un moment, văd că poate n-am fost înțeles exact. Sunt mai multe tipuri de consumatori acolo. Mă refer la eveniment, de consumatori a evenimentului. Sunt aia care stau în gașcă, la masă, se simt bine, consumă o bere, două, mănâncă, povestesc, râd, ascultă și muzică. Mă refer la cei din zona pieței. Și aia care efectiv stau în fața scenei și consumă doar spectacolul, mai puțin băuturi și așa mai departe. Când ești sus pe scenă și interacționezi, doar cu aia interacționezi. E foarte important, pentru ca show-ul să iasă bine, trebuie să fie ăia mulți și la ăia să le placă ceea ce e pe scenă. Pentru că degeaba le place la ăia de la mese, degeaba le place la ăia care stau undeva la margine și ascultă pentru că își aduc aminte de o piesă din tinerețe sau, mă rog, de nu știu când, s-ar putea să nu iasă ceea ce se dorește. Deci la asta mă refeream. Deci nu înseamnă că nu vor fi oameni care cărora să le placă ceea ce se întâmplă pe scenă. Dar s-ar putea ca ăia să nu fie chiar în fața scenei și feedback-ul să nu fie cel dorit de artiști și un spectacol nu poate să iasă grozav sau extraordinar atunci când nu e feedback bun de la spectatori. Asta mă refeream. Într-adevăr, înainte să o ascultăm pe Adriana alături de Shift, vorbeam despre partea cultural-sportivă al acestui eveniment. Vorbeam despre acest prim meeting aviatic. Domnule Ileș, elementul de noutate pe care dumneavoastră în atâtea ediții pe care le-ați organizat, care a fost? Păi eu nu pot să spun că am adus elemente mari de noutate, în afară de faptul că am intervenit foarte drastic în a stopa partea asta comercială neadecvată, nedorită și care am reușit după 2-3 ani greu
cred că am reușit să aducem la un nivel din punct de vedere al esteticii, al curățeniei, al caracterului comercial, să aducem la parametri foarte buni manifestarea în ansamblu. În ceea ce privește evenimentele culturale, marea lor majoritate s-a încetățenit deja în tradiția zilelor culturale. Mă refer aici la instituțiile noastre de cultură, Filarmonica, care în mod constant organizează, dă un spectacol, un concert. Era și la Catedrală, și la Catedrala Ortodoxă, în Filarmonică, deci și în ultimii ani a ieșit în fața căminului Casei de Cultură. Apoi teatrul, care organiza câte un spectacol de fiecare dată, un spectacol mai deosebit, invita trupe de teatru din țară. Mai apoi muzeul avea cel puțin două expoziții importante, interesante, se făcea inaugurarea, deschiderea expozițiilor. Artiștii plastici organizau două, trei, chiar patru expoziții de artă plastică. Astea au fost acele evenimente care aduceau culoare, calitate culturală întregului ansamblu de manifestări culturale. Da, vreau să vă opresc un pic doar pentru a vă spune, dragi telespectatori, că ne întoarcem în piața 25 octombrie, acolo unde colega mea, Adriana Mureșan, se află cu artistul sădmărean din trupa XXL Band. Bine te-am regăsit, Sergiu, bine v-am regăsit, stimați invitați, dragi telespectatori, alături de mine este Mircea Deac, liderul trupei XXL Band, o trupă consacrată care tocmai și-a încheiat concertul pe scena zilelor orașului Satu Mare, ediția 2017. Mircea, te rog să-mi spui cum este să cânți în fața sădmărenilor, asta în contextul în care voi cântați pe scene din întreg județul și poate chiar și din străinătate și eu cel puțin când urc pe scena aceasta sau alte scene din Satu Mare, am un feeling aparte. Așa este și în cazul vostru. Bine am găsit, dragi telespectatori. Mulțumesc pentru această posibilitate de a intra în direct cu telespectatorii ITV. Este un sentiment puțin mai aparte, chiar foarte important, o spune, pentru toți artiștii și pentru noi cu precădere, deoarece este mult mai important să cânți pe o scenă mare decât la alte evenimente, cum ar fi evenimentele private. Este un mod de a te exprima muzical. Toți sădmărenii au posibilitatea să te vadă, nu ca și la cum ar fi evenimentele mai mici. Și presupune un alt fel de abordare a interpretării muzicale, ceea ce cred și sunt convins că nu chiar toți muzicanții pot să facă, că nu este tot una să cânți pe scena mare, unde absolut fiecare notă, fiecare greșeală se vede, se observă, și să cânți la o nuntă sau la o petrecere, unde mai trece cu vederea din diferite motive. Pe scenă îți dai drumul și vreau să vă mulțumesc foarte mult, vreau să vă mulțumesc pentru că am această posibilitate de a vă adresa vouă, telespectatorilor și sătmenelor că au venit în număr mare la acest concert al nostru și după cum ați putut să vedeți, dar probabil că vrei să mă mai întreb ceva despre... Da, așa este. Sigur că alături de tine am văzut-o pe Raluca Drumitru, o interpretă deja celebră în Satu Mare și nu numai, chiar dacă este doar în clasa 11 sau 12, dacă nu mă înșel. Te rog să-mi spui ce este cu această nouă formulă. Noi de fiecare dată, știți foarte bine, eu și prin tot ceea ce realizez în muzică și la școala de artă și în cadrul XXL și nu numai, în tot ceea ce este legat de muzică, încerc să promovez tinerele talente. Noi, din păcate, am avut o solistă, Adelina, care din motive obiective ea s-a retras din formația XXL și am abordat-o pe Raluca Dumitru, care este deja o cunoscută sătpenelor, după cum ziceai și tu, Adriana, și este câștigătoare a mai multor festivaluri din țară și din chiar și participări în străinătate și am zis că dacă tot este o voce așa bună și ne lipsește nouă exact genul acela, segmentul acela de voce care întărește formația XXL, am zis să o luăm cu noi în trupă și cred că am făcut bine, după cum ați putut observa și o să vedeți în săptămânile lunile următoare, că merită pentru că este o fată talentată. Ce planuri de viitor are XXL Band? Pentru că ne-am întărit puțin cu o voce tânără, de fiecare dată știi când vine cineva mai tânăr, îți dă așa o dinamicitate fantastică. Noi vrem să scoatem niște piese proprii. Avem deja 4 piese pe care le-am lansat și la radio și la televiziune, deocamdată pe plan local.
și cu ajutorul ITV Satu Mare și cu ajutorul colegilor din țară. Vrem să ne promovăm puțin, să vadă oamenii, să vadă cei care ne iubesc, că putem să facem și altceva, putem să aportăm și alte genuri de piese, nu numai cele care se cântă la anumite evenimente private, ci cele care să te consacre în lumea bună muzicală. Nu pot să nu remarc că înainte pe scenă ați cântat It's My Life, un șlagăr consacrat al lui Dr. Alban. Sunteți și voi fani? Sigur, păi acum voi sunteți mai tineri, dar noi am crescut cu muzica lui Dr. Alban. Chiar am zis noi Step Dr. XXL, Dr. Alban, ca să facem așa un fel de introducere la ceea ce se va întâmpla astăzi, pentru că astăzi cred că va concerta Dr. Alban. Astăzi să facem un refren, It's My Life, It's My Life, Satu Mare, It's My Life. Mircea, îți mulțumesc din suflet și îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult și săptămâneni, veniți la distracție, avem 3 zile pline, pline de muzică bună și de tot ceea ce vă doriți voi. Vă pup! Sergiu, îți mulțumesc și revenim la tine și mai târziu îți predau legătura. Mulțumesc tare mult, Adriana. L-am auzit și pe Mircea Deac, unul dintre liderii formației bine cunoscute în Satu Mare, în județul nostru, XXL Band. Dacă tot suntem la formații, vreau să vă reamintesc cei mai importanți artiști care urcă pe scenă astăzi, mâine și poi mâine. Ați văzut, urmează să urce pe scenă Shift, cel cu care a vorbit Adriana chiar acum câteva minute, cei de la Caramel din Ungaria, Dr. Alban, categoric și 3 Sud-Est. Sâmbătă vor urca artiști cunoscuți pe scenă precum DJ Project, Horia Brenciu, Peter Sobo, Silvia și Voltaj. Iar, bineînțeles, duminică va concerta Laura, Toad Gobi, Andra și Sounds of Bonnie M. E un program diversificat pentru toate gusturile. Noi aici în platou am rămas puțin mai în trecut. Dacă tot am vorbit de evenimente sportive, vreau să le spun celor de acasă că și anul acesta avem evenimente sportive, dar și culturale. Avem deja bine cunoscutul Cross al Tineretului, care începe sâmbătă la ora 11 pe bulevardul Transilvania. Vom avea centura Sătmarului la box, care începe tot mâine de la ora 14 în sala liceului cu program sportiv. Avem o competiție în premieră, vedem o noutate, cursa Palatului sau Tower Run, tot sâmbătă de la ora 15, iar este o cursă de alergat pe scările Palatului Administrativ, cu două... Poți între 18, deci 18-35 va fi prima grupă și 35 plus a doua grupă. Dumneavoastră, așa la vârsta dumneavoastră, v-ați încumeta să dați o alergare 15 etaje? De câte ori? O dată, cine ajunge primul pe cronometru. Asta e nimica toată, o singură dată. Da, și tot așa vom avea un concurs pentru fotbaliști amatori în Piața Libertății, duminică de la ora 13. Deci vedem, sport este, avem și cultura, se pare că s-au gândit și la partea aceasta. Pomeneați de teatru, domnule Ileș, și de această dată Teatrul de Nord are vineri, astăzi, de la ora 19, acum, de fapt, deja lumea este în teatru Cină cu Proști. Spectacolul Cină cu Proști, spectacolul în afara abonamentului și la fel sâmbătă, duminică, atât trupa maghiară cât și trupa română vor mai avea spectacole. Cam atât am putea spune de partea culturală. A fost concertul Filarmonicii și Târgu Meșteșugarilor, despre care deja am vorbit. Eu mi-aduc aminte de încă două lucruri pe care nu le-am menționat și care au dispărut, dar au început să fie tradiții. Și cred că mulți sătmăreni își amintesc cu plăcere și în același timp, așa nostalgici, se întreabă de ce nu mai vedem, de exemplu, vestitul bou la proțap. Cum e cu bou la proțap? Deci, la bou la proțap s-a născut într-o discuție care aveam cu domnul Ileș. Domnul Ileș eram în echipă, dânsul era viceprimar atunci. S-a oferit să-i invite pe ăștia cu bou la proțap de undeva din Secuime. Dom'le, și am discutat noi acolo vis-a-vis de chestia asta. Dom'le, nu e așa simplu. Asta e o chestie complicată. Ce e așa? O să vezi, dom'le, că... Și într-adevăr, așa a fost. Ăștia cu bou la proțap, practic, au fost cei care au dat
deschiderea zilei orașului. În sensul că ăștia dimineața la ora 3 sau la 4 au pregătit jăratecul și au început să vârtă la proțap acolo, la dita mai animalul ăla de câteva sute de kilograme, pentru a putea fi consumat undeva pe la ora prânzului, deja la ora deschiderii. Și cu o zi înainte l-au preparat. Sigur, da, vorbesc că l-au dat drumul la foc deja cu noaptea în cap, așa. Și mi-aduc aminte că la prima ediție, și nu doar la prima ediție, era escală obligatorie, în ghilimele, cu delegația, cu oficialii, cu consilierii, cu musafirii, ne opream acolo la mesele de la bou și ăia ne serveau câte o felie așa din animalul la proțap, de la proțap, care chiar era foarte gustos. Chiar era o chestie deosebită și ținea o zi întreagă. Și putea oricine să meargă să guste. Sigur că din, da. Din respectiva delicatesă. A ținut câțiva ani buni, într-adevăr. Au venit câțiva ani buni, după aceea nu mai dau seama de ce. Au început prea mult să o fac. Au venit 2-3 la un moment dat, s-a diluat toată treaba și n-au venit, nu au mai făcut așa de calitate, pentru că acolo trebuia să respecti niște lucruri. Și au venit iarăși, pe ideea de comercial. Dar cu proțapul, nu și repede, cu repede, să vindem pentru că merge, are trecere. Și acum am rămas. La un moment dat au fost, mi se pare, în trei locuri se făcea. Și toți au era rămas. Era și prea mult, probabil, și toți au rămas și cu marfa nevândută, da. Și după aceea s-au oprit. Da, au rămas micii, nelipsiți, frigărui, apropo, am auzit că hamsile sunt interzise anul ăsta. Să vă spun o chestie. Hamsile au apărut după vreo 2 ani de la prima ediție, când cineva care lucra la Informația Zilei a zis: dom'le, dar știi ce aș mânca eu acolo la Ziua Orașului? Hamsi, dom'le, că numai vara la mare pot să mănânc. Deci noi am dat tonul de la Informația Zilei. Și cuvântul meu, o colegă de a dumneavoastră de care lucra aici mi-a zis și am vorbit cu cei care se ocupau direct de organizare, s-au adus și hamsi. A fost o singură firmă care a adus, pot să spun și numele colegei, că văd că colegul de la cameră zâmbește, și a adus hamsi. E, nu vă spun că în anul următor toată lumea avea hamsi de vânzare. Dacă, deși la început spun, a trebuit să-i solicităm, domnule, vă rugăm, faceți, aduceți. Acum s-au interzis. S-au interzis că, din cauza mirosului. Din cauza mirosului și pentru că sunt prea mult, adică ce e prea mult strică. Nu? Dacă rămâneau două puncte în care se vendeau, probabil nu deranja. Așa le-a stabilit exact locul unde, de așa manieră încât să nu fie într-un loc în care mirosul deranjează foarte tare. Da, trebuie și tot anul acesta le-au impus comercianților să-și pună folie sub grătare pentru a mai rămâne acele pete de ulei. Cu toate că am aflat că domnul primar vrea să modernizeze tot centrul, nu? Tot pasajul Coposu, groapa de evenimente și așa mai departe. Bine, deci dar nu poate schimba, adică se poate, dar mi se pare o investiție prea mare în momentul de față și poate nici nu e neapărat justificat să schimb tot pavajul. O problemă e de pavaj, că se strică, adică arată urât pavajul, dar cea mai mare problemă este că se varsă ulei uzat în canalizare. Dar asta nu se va mai întâmpla. Și asta presupune iar probleme mari, deci și la stația de epurare și mai departe. Nu-i voie. Păi tot acel ulei ar putea să îl reciclăm. Știm foarte bine că există recipiente, cei de la protecția mediului pun la dispoziție. Comercianții știu asta, numai că este mult mai ușor, când trebuie să se grăbești repede sau când... Să-l arunci. Da. Mă rog. Din grabă se întâmplă foarte multe lucruri neplăcute. Dar haideți să revenim la lucrurile care au fost și nu mai sunt. Pomeneați dumneavoastră, chiar la începutul emisiunii, defilarea majoretelor. Da. Aia nu mai este. Și încă un lucru care nu mai există și care mie cel puțin îmi pare foarte, foarte rău, mi se pare un adevărat spectacol și acea defilare cu torți a militarilor. Era ceva extraordinar, pur și simplu erau acei militari cu toți cu torțe aliniați frumos în marș mergeau și sătmărenii cu ei împreună, parcă acei militari racoleau toți sătmărenii și duceau în piață că urmau artificiile. Exact, era o chestie superbă. Mi-aduc aminte că la vremea aia, deci recepția oficială se organiza la Dacia. Mă rog, nu mai discutăm,
era o sală într-adevăr impresionantă, toți erau, plecau cu impresie deosebită, dar la momentul de dinainte de artificii soseau militarii cu torțele în față și noi ne alăturam lor și în spatele lor cu oficialii și cu sătmărenii, cu toții la grămadă, mergeam spre piață. Mă aduc aminte că se circula foarte greu, deși coposul nu era amenajat încă și era mai larg, deci mai ușor pentru circulație, să zic așa, nu puteai să... atâta lume era încât, nu știu, nu pot să estimez în timp, dar a durat foarte mult deplasarea de la Dacia până în piața 25 octombrie. Sigur, sunt lucruri care e puțin probabil să se mai repete vreodată, pentru că, în primul rând, a dispărut fanfara din satul mare. Atâta timp cât am avut o fanfară militară, nu era o problemă să organizez așa ceva. Tot de fanfara militară se leagă, bănuiesc, și chestia cu majoretele. Costumele majoretelor erau ale primăriei, erau proiectate de noi acolo, cu designer și cu cei cu care colaboram, de la cizme până la pălărie. Aceste costume se predau fetelor. De obicei de la Eminescu erau majoretele, erau foarte mândre să le poarte și apoi le predau primărie și le dădeam, se foloseau an de an. Nu știu dacă ele mai există, bănuiesc că nu mai există, dar e foarte, foarte greu să o faci din nou. Nu zic că e imposibil. Eu zic că era un moment care... Înțelegem acum, a fost totuși unele impedimente, unele lucruri care nu se vor mai întâmpla, dar cred că ar trebui să fie înlocuite cu alte lucruri la fel de spectaculoase și frumoase, lucruri care să ne aparțină nouă, să fie specifice aceste zile, pentru că artificii, dacă e până acolo, are toată lumea. Așa este, dar... Partea mai ales cu torțele era ceva ce ne aparținea, La acea vreme era singura ocazie când sătmărenii vedeau artificii. Nu era la fiecare nuntă foc de artificii cum e acum, sau la nu știu câte evenimente pe an. Focurile de artificii erau chiar ceva care era extraordinar de savurate de cetățeni. Și a fost în 97, a fost primul foc de artificii făcut în satul mare, cel puțin a mai fost undeva de mult, pe vremea lui Ceaușescu, poate de vreo două ori, când a fost el în vizită, eram copii mici, eram duși afară să-l întâmpinăm și s-au pocnit câteva, așa zise, focuri de artificii sau bombițe, dar nu la dimensiunea și la aspectul actual. Au fost primele focuri de artificii în satul mare. Mai apoi au apărut și de 1 decembrie și cu alte ocazii, dar asta a fost. Da, eu asta vreau să subliniez, că și aici, și pe această parte se observă într-un fel sau altul nevoia de schimbare. Așa cum actuala conducere a simțit nevoia să schimbe, să aerisească mai mult zile orașul, adică să fie mai mult loc de circulație, să nu fie atât de mulți comercianți, să nu avem mâncare prea aproape de scenă, să le interzică comercianților să pună muzică la terase, deci să nu se auzim dintr-o parte un gen, din cealaltă parte un gen și multe, multe altele, și aici poate era un aspect, dar au timp următorii ani să se gândească. Eu vreau să stăm pe final, așa am putea spune, de emisiune și mi-ar plăcea tare mult să ne spuneți cu siguranță din numărul atât de mare de astfel de evenimente pe care le-ați organizat, au rămas unele lucruri pe care nu le veți uita niciodată, unele lucruri frumoase sau chiar mai puțin frumoase, nu stăm să alegem. Și mi-ar plăcea dacă ați vrea să le împărtășiți cu noi, domnule Ileș. Sigur că au rămas. Prima impresie sau să zic eveniment pe care nu-l uităm, cred că nici domnul primar Andercu, nici eu, a fost prima ediție. Pentru că noi eram acolo o trupă de oameni care am inițiat, am dat drum, am gândit. Sigur, au venit mulți cu idei, ne-au ajutat, dar de fapt nimeni nu știa și era chiar și o răspundere. Dacă nu reușea, atunci ieșea o chestie care probabil nu se mai întâmplau zilele orașului după aceea. Deci toate evenimentele alea, nu un eveniment anume în detaliu, ci emoțiile și stresul pe care l-am avut și munca noastră de atunci și implicarea colegilor din primărie. Ții minte că dacă pe cineva nu-i dădeai anumite sarcini să facă în zilele alea, era supărat, că de ce le excludem? Vreau tot să facă, adică erau emulații, erau... Asta a fost o emoție și o stare care ne-a marcat, sincer. Deci
a fost primul eveniment de acest gen care a fost o reușită extraordinară și ne-a marcat, pentru că a fost un succes al muncii noastre efective. Drept dovadă, ne aflăm astăzi la ediția cu numărul 21. Sigur, după aceea au fost multe, au fost concerte extraordinare, au fost momente plăcute cu oaspeții sau cu prietenii diferite. Au fost și momente foarte grele, nu le enumăr acum, dar au fost momente când tremuram efectiv de frica să nu se întâmple ceva mai rău, de exemplu când ploua peste tot și toate cablurile stăteau în apă și electricienii noștri tremurau și ei odată cu noi și norocul nostru că am... Nu s-a întâmplat nimic. Sau altele de acest gen, dar în ansamblu atmosfera care exista de fiecare dată, cu excepția două ediții când a fost ploaie multă și când lumea n-a mai ieșit pe stradă, desigur. Cu excepția două ediții, în rest, distracția asta și populația asta foarte numeroasă și disciplina care exista și tot ce se întâmpla, cred că astea sunt elementele cele mai valoroase ale acestui șir de evenimente. Domnule Anderco, dumneavoastră, vă rog. Să spun și eu în două cuvinte. A spus domnul Ileș lucruri deosebite și nu pot să spun decât într-adevăr că era o stare de emulație. Deci toată lumea trăia evenimentul și se bucura de el. Și citeai pe fața celor veniți din altă parte că sunt uimiți efectiv de amploarea lui, de sinceritatea, deschiderea lui, de până la urmă, modul civilizat în care se comportau oamenii. Dar o să amintesc și două aspecte marcante pentru mine, care au fost și rămân niște amintiri, mă rog, până la urmă timpul le șterge pe toate. Primul a fost în anul 2000, când era an electoral și se știe cum era an electoral. Sigur, primarul are avantajul că el e ăla care e pe scenă și așa mai departe. Înainte de a începe focul de artificii cu vreo jumătate de oră, așa ceva, mă sună șeful poliției municipale. Vrea să se întâlnească personal cu mine. Vine la mine, mergem la mine în birou și îmi spune, trebuie să vă spun ceva, că nici nu știu, era alb la față. Ce? Zice, am primit un telefon că este pusă bombă la scenă. Aoleu. Am înțepenit amândoi așa, de ce facem? Protocolele erau altele atunci decât cele de acum. Deci exista riscul să spui, domne, evacuăm piața și poate se călca lumea în picioare și sigur aveam poate chiar victime, sau să ne asumăm noi răspunderea asta. Și am stat și am cugetat și am asta și am zis, domnule, până la urmă zic, o lăsăm așa. Eu nu cred. Eu cred că este o făcătură. Da? Spune. Da, eu vreau să vă spun că suntem la final și mi-ar plăcea să vă cer, de fapt, să le spuneți celor de acasă în două cuvinte de ce, nu doar astăzi, ci întotdeauna trebuie să ne simțim mândri că suntem sătmăreni. Domnule Anderco, ziceți dumneavoastră. Păi, vezi, exact asta era esența acestui eveniment. Asta voiam să când l-am înființat noi, când mi-am dat drumul, să creștem spiritul ăsta de patriotism local. Pentru că dacă nu există patriotism local, nu este dragoste față de comunitatea și de locul în care trăiești, nu poți să faci nimic. Dacă nu ai atașament față de ceva, dacă nu ai atașament față de o curte, se vede pe ea, nu, că ea arată părăsită. E, așa e și cu orașul, trebuie să fim, să-l iubim și să ne implicăm în toate evenimentele cetății, pentru că altfel ea nu va merge spre bine, cum ne dorim, ci spre rău. Domnule Ilias. Eu aș vrea doar să citez, discutând aici, mi-a sărit în minte o parte din scrisoarea pe care a primit-o primarul Kereș Kenyi și de care aminteați și dumneavoastră. Prin faptul că ei acum deocamdată au pus la rece puțin relația noastră, pentru că în ultimii 4 ani n-au avut niciun contact și nu prea înțeleg și deocamdată sunt reținuți. Doamna primăriță, e o doamnă primăriță acolo, pe care nu o cunoaștem, s-a exprimat la modul, îmi pare rău că nu pot să mă duc la satul mare, dar din relatările tuturor celor de aici din Zutphen, în care au fost la zilele dumneavoastră, am înțeles că sunt manifestări extraordinare, și dar îmi pare rău că nu pot fi acolo. Adică această manifestare extraordinară a avut ecou, a avut răsunet, a rămas în memoria și oaspeților noștri, celor din alte orașe, care au mai văzut astfel de lucruri, probabil și altele mai deosebite, fiind ei mai acolo în Europa de vest. Deci acest lucru înseamnă ceva.
E păcat, e mare păcat că astăzi aceste valori și patriotismul local îl călcăm în picioare și ne autodenigrăm în permanență. Pe mine mă deranjează enorm de mult acest lucru. Nu vreau să intru în detalii, că e un subiect mai lung. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi. Vă așteptăm cu mare drag și de altă dată cu vești la fel de bune, cu povești la fel de frumoase. De ce nu să îi lăudăm, dar și să criticăm actuala administrație când ceva nu este bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi. Permiteți-mi să vă spun la mulți ani, sătmăreni, să aveți distracție plăcută, un sfârșit de săptămână plin cu soare. Ne întâlnim luni, tot aici, la Informația TV. Sunt Sergiu Podină, ați ascultat și ați vizionat audiențe în direct. Nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Distracție plăcută!